Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dat startul unei noi ediții a concursului național de fotografie Surprinde Frumosul. Proiectul este organizat de sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni, iar perioada de desfășurare se întinde până în data de 1 octombrie. Copiii și tinerii din țară, dar și din străinătate, sunt invitați să surprindă în imagini natura prin elemente vizual-artistice care să facă trimitere la spiritualitatea creștină. Fiecare participant poate trimite o singură fotografie care trebuie să fie originală. Una dintre regulile de bază ale concursului este și aceea ca fotografia să fie realizată de participant cu telefonul, cu tableta ori cu aparatul de fotografiat. Condiția de intrare în concurs este trimiterea fotografiei până în data de 1 octombrie 2024 la adresa de e-mail concurs@arhiepiscopiasucevei.ro alături de următoarele informații: numele și prenumele, vârsta, localitatea de proveniență și numărul de telefon. Pentru fiecare grupă de vârstă vor fi acordate premii în bani. Premierea câștigătorilor va avea loc într-un cadru festiv, la o dată ce va fi anunțată ulterior. Fotografiile câștigătoare vor fi adunate într-un album virtual, care va putea fi vizionat pe canalele media ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.